Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie pe canal. În această serie vă voi învăța cum să vă ascundeți hack-urile pe baza greșelilor altor playeri. Adică, mi-a dat un abonat pe nume Denis, îi mulțumesc foarte mult, mi-a dat acest cont care are și Overwatch. Eu în această serie mă voi uita la diverse cazuri de Overwatch. Depinde, dacă o să dăm de rage checker, nici nu cred că mai are rost să mă uit, o să dau skip, pentru că scopul acestei serii este să vă învăț cum să ascundeți hack-urile. Deci dacă o să mă uit la un rage checker, n-am ce să vă învăț, pentru că e clar că are hack. Și dacă mai vreți episoade din această serie, dați și voi acolo un like, strângem cât mai multe like-uri. Verdictul nu-l voi da, adică voi da la toată lumea că nu are hack, pentru că da, sunt și eu codat și eu înțeleg pe ceilalți codați. Și da, verdict nu-i voi da, nu voi da, vreau doar să vă învăț greșelile altora și voi să nu le faceți. Dacă mai vreți episoadele genul, dați și voi acolo un like și haideți să trecem la episod. Da, bă, băieți, urmează să fim băgat în meci, este un meci pe overpass. Nice, haideți să vedem cum va decurge acest overwatch. Probabil că voi face două overwatch-uri pe videoclip ca să nu iasă videoclipul prea scurt. Și în caz de vom da de un rage checker, nu o să vă arăt tot meciul pentru că n-are niciun rost. O să dau direct skip și trecem la alt overwatch. Doamne, nu fi rage checker, te rog eu nu fi rage checker, că n-am chef de tine, frate. Să vă scuip în gură pe toți. Glumesc, nu să vă scuip că n-am nimic cu voi, da. Na, haideți să vedem ce e de acest overwatch. Punem mâna și mouse-ul. Ia, aoleu, e volumul prea tare, mane, cum era așa? Dă-i de pauză repede, frate, îmi dau pauză, pauză, așa. Și-a luat report pe la finalul meciului. Apare, deci băieții au dat report la finalul meciului. Haideți să vedem ce face. Momentan nimic neregulă. Cam schimbă cuțitul ăsta. Deci probabil are skin changer, că nu face așa cu cuțitul default, dar nu se știe. Da, probabil are skin changer tipul, că așa fac am toți codații. Acum nu sunt sigur că e codat, poate îi place cuțitul default, dar cel mai probabil are skin changer. Haideți să vedem ce face. Ia, nu știe, mă. Ok, ăsta are cod. Ce a greșit? Cred că vă dați seama toți ce a greșit aici, n-are rost să vă zic. Ia, îl știe și pe ăsta, ia, fii atent că îl știe și pe ăsta. Îl știe? Ia. Yeah. Da, aici îl știe de la coechipier, să vedem, de prefer sau ceva. Îl știe de la coechipier, deci nu e fază obvious neapărat, dar hai să vedem dacă îi sare ținta aia. Nu știu ce a fost asta, dar a fost destul de ciudat. Ok, haideți să dăm skip la următoarea rundă. Ia să ne face ceva dubios aici sau? Ia. Yeah. Hai să te vedem, frate. Dai prefer la bot. Mhm, îl știe pe ăla. Dar nu l-a văzut pe ăla din... L-a văzut pe ăla din dreapta? Nu l-a văzut pe ăla din dreapta. Auci. Ok. Wow, și-a luat a luat bot, ok. Și-a luat bătaie. Wow, mamă, cât de slab e omul ăsta, frate. Are cod și nu prea știe să-l folosească. S-a dus fix pe ăla, avem. Auci. L-a durut pe puf în capul. Da, deci omul ăsta are cod. Greșelile lui e că joacă... Greșelile lui sunt următoarele. Joacă cu el și nu știe să-l ascundă. Mă, măcar dacă îți bagi ul-ul, dă info la echipă, nu-l folosi tu așa de obvious, da? Pentru că îți iei bani 100%, frate. Uite și pe... Mamă, omul s-a uitat în sus, a crezut că ăla e acolo. Ia. Yeah. Deci greșelile lui evidente sunt că nu știe să ascundă ul-ul, în primul rând. Uite, bine, pe ăsta avea de unde să-l știe, na, mă rog. Și moare, mamă, pierde meciul, frate, joacă obvious. Nu știe să ascundă ul-ul, se duce prefer pe toți, îi așteaptă pe toți fix unde sunt, sunt greșeli evidente. Aim nu știu dacă are, nu, uitați, uitați cum îi știe pe toți. Vedeți? Care-s greșelile omului acesta? Îi știe pe toți, frate. Fiți atenți, îl așteaptă și pe ăsta. Fiți atenți cum îl așteaptă și omul e pe shift. Uitați cum îi așteaptă pe toți. Nu faceți greșeli de astea, frate, jucați cu chemsurile doar, nu băgați ul-ul. Pe ăsta îl știa de la coechipierul lui, în fine. Haideți, dăm skip, să vedem. Altceva. Ia. Uitați, fix pe el, fix unde e plantată bomba, acolo se duce. De unde știai unde e plantată bomba, îmi pui mie? De la ala de pe balcon, nu prea cred. Ok, tipul ăsta are cod, mai are rost să ne uităm? Nu cred că mai are rost să ne uităm la Overwatch. Trecem la următorul Overwatch. Hai să dăm skip. Să vă demonstrez că o să-i dau că n-are cod, pentru că după aceea frate, ești codat și dai la codați că au cod. Ok. Insufficient evidence, insufficient evidence, insufficient, insufficient. Submit. A, puteam să dau postpone, adică să zic că n-are nimic, a, nu? Cred că puteam să dau, dar următorul așa o să-i dau, pentru că nu vreau să... Na, mă rog, v-ați prins voi. N-avem un overwatch, așteptăm un nou overwatch. Și avem un nou overwatch, bă, băieți. Sunt curios ce se va întâmpla în acest overwatch.
Doamne, dă-i să dau de unul care știe să ascundă hack-ul ca lumea, ca să pot și eu să-mi dau cu părerea, frate, nu să dau de unul care are hack evident. Că nu e ok. Pe Mirage, nice, mapa mea preferată. Dacă cineva dă cu cot pe mapa asta care e mapa mea preferată, îl voi distruge, frate. Direct, evidence, are hack, man. Mă. Haideți să vedem, are cod băiatul ăsta? Hai să vedem. Punem aici. Aveți greșelile aici în colțul din stânga, sub player, aveți greșelile playerului și haideți să vedem. Face vreo greșeală tipul ăsta sau? Deci bagă spinul din prima și îi dăm că e codat și gata. Oh, headshot 88%? Da, bă, băieți, codat 100%, nu știu dacă mai are rost să vă spun că e codat sau nu. Da, trecem la următorul Overwatch. Da, deci o să facem 2-3 Overwatch-uri pe episod, ca aparent cam atâtea intră într-un episod. Poate chiar mai multe dacă și ăsta are rage, dar hai, sperăm că n-are rage, băiatul. Te rog să n-ai rage, te rog eu frumos. Shit, M9 Bayonet. Mamă, ce avem noi aici, bă, băieți, bă. Haideți să vedem, deși nu prea... Oh, mai... Mă, ce? Ce skin-uri are ăsta aici, nebun? Nu cred că are hack. Nu cred că are hack. Adică, nu știu. Cred că are hacker în echipă. Cat ăla, nu știu. Posibil, habar n-am. Vedem, rămâne de văzut dacă are hack. Dar dacă are hack cu skin-urile astea, chiar că e prost. Deci, mamă, și mănuși are, bă, ăsta sigur nu e skin changer de ăla de se vede. Nu știu dacă există, dar de ăsta, dar nu știu, bă, ce pui mei, mă? De ce o dat la ăsta report cu skin-urile astea, în primul rând? De ce? Why, man? De ce și-a luat ăsta report? Haideți să vedem, omul doar se plimbă, probabil că pentru Griffin și-a luat. Nu știu, posibil. Nu cred că și-a luat, sau? Uite, l-așteaptă. Nu cred că are well, dar rămâne de văzut, o să ne uităm. E un Overwatch interesant ăsta. Destul de interesant, dar văd că verifică și și-a luat-o. Nu cred că are, nu știu pentru ce și-a luat. Probabil că a făcut o fază dubioasă și i-au dat toți report de nervi, dar nu cred că are. Haideți să vedem acum. Omul știe și smoke-urile, să vedem. Luați un smoke la cu echipierul lui acolo. Haideți să vedem, probabil că și-a luat pentru Griffin sau s-a certat cu echipa lui sau a făcut o fază dubioasă, nu prea cred că are. Dar rămâne de văzut. Hai să vedem, îl știe pe ăsta sau nu? Ia. Nu prea. N-a fost, nu știu ce. Deși a ieșit cam pe mijlocul țintă, adică fix unde era ăla, nu e o fază care să zică că are cod. Deci nu e o fază. Ok, l-a luat prin smoke. Cam ușa bătaie suspectul nostru. Câte kill-uri are? Are 3 kill-uri. Nu a trecut chiar jumătate de meci, dar are 3 kill-uri. Eu cred că suspectul nostru și-a luat ban pentru... One Flash, oprește-te. Mamă, frate, ce mesaje primesc și eu. Mamă, e nebun omul, frate, e nebun. Haideți să vedem. Da, cred că și-a luat suspectul nostru report pentru Griffin. Și eu nu știu dacă să-i dau report pentru că n-a făcut nimic până acum. Adică, bine, oricum nu-i dau, dar... N-a făcut nimic omul, nici cheat-uri, nici... Uite, are skin-uri, frate, omul, are skin-uri. Are full skin, ești nebun. Are toate skin-urile posibile. Pe fiecare armă cred că are omul ăsta skin-uri. Deci nu cred că are, să nu-l știe pe ăsta. Bine, l-au auzit. Sau? Ia. Haideți să vedem, bă, băieți. Da, și-a bătaie în fiecare rundă. Eu cred că s-au enervat cu echipierii pe el și i-au dat report pentru Griffin, că nu prea face nimic. Dar nu, până acum chiar nu îmi pare nimic dubios. Și credeți-mă că eu când e ceva dubios îmi dau seama imediat. Adică îmi dau seama instant când cineva are cod. Pentru că joc cu coduri de 2 ani în puii mei. M-am obișnuit, știu mentalitatea codatului, știi? Știu cam ce-i poate capul la un codat. Și din câte văd eu până acum tipul ăsta nu are cod sau dacă are nu-l folosește. Adică poate să l-aibă injectat și să nu-l folosească deloc. Dar cu skin-urile astea nu cred. Deci nu, n-are cod. Ia. Haideți să nu uităm totuși la meci. Poate găsim pentru ce și-a luat ieri deport. Chiar m-a făcut curios acum, dar momentan stă aici în apartament, îi așteaptă pe ea. Dar vă dați seama că îi știa, având în vedere că, uite, a murit prietenul ăla lui Diamond. Eu cred că ăia din echipa lor, uite, îl ia prin... Mamă, frate. Da, ăștia de la ei cred că au hack. Eu cred că băieții de la Tero s-ar putea. Îl lua, adică trăgea prin perete, what the fuck. Și părea să fie cu ținta pe el.
dar na, nu prea cred că are coț. Adică nu cred. Până acum sunt sigur că n-are coț. Să vedem dacă face ceva. Uite, pe ăla l-au auzit. De ce te mai uiți în coa, frate? Poate vrea să le ia pe aici, pe jos. Da, uite, l-așteaptă. Opa, se așteaptă unul pe altul. Ok, asta a fost ciudat un pic. A, dar probabil l-o fi auzit când o sări de pe balcon, știi? L-o auzit cum o sări de pe balcon și era ceva de genul, bă, hai, vii, dai pic sau nu dai. Deci, da, probabil asta a fost. Au dat timeout băieții de la Tero. Hmm, interesant. Ok, haideți să vedem că acum a fost așa un pic, cred că s-o fi înjurat pe chat sau ceva. Sau poate și făcea setările la cod, n-avem de unde să știm. Aflați în episodul următor din Insula Iubirii. Mamă, ce autistă, jur. Ok, haideți să vedem, bă, băieți. E un smog, da? De ce? Ah, am crezut că vrea să dea încă un smog. Se duce... Ăsta stă mai mult camp, nu prea se luptă cu adversarii. Stă doar în side-uri, vedeți? Deci nu prea face nimica. Ăsta în... Aici unde plantez bomba, nu mai știu cum se numea. Bă, uite, mă, uiți și termenii când nu te mai joci. Ești nebun. Are headshot rate-ul 40%. Nu-i nu știu ce. Mamă, și-a pornit pionul. Taică-mi sau cine și l-a pornit. De se usucă pe păr. Nice. Da, deci omul oricum nu e nu știu ce. Probabil că o să-i dau că n-are cod. Sper că nu se aude tare fionul lui taică-miu. Ați un pic să dau microfonul mai încet, în caz de se aude. Ok. Deci, din câte am văzut eu până acum, tipul nu are cod sau nu dă semne să aibă cod sau ceva. Da, bă, băieți. Deci, o să ieșim din Overwatch. Pentru că da, până acum tipul n-are cod și nu cred că o să-și mai bage codul. Dacă n-are până acum, hai să dăm așa un pic pe speed up. Deși nu cred că o să-și bage codul. Da, nu știu dacă are cod. Eu zic că nu are. Haideți să-i dăm aici că nu are. Bine, oricum îi dădeam că nu are. Ce s-a întâmplat? Hello? Ok, ca să dau microfonul din nou tare că... Așa. Deci, insuficient evidence, insuficient, insuficient, insuficient. Submit verdict. Da, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod din Overwatch, unde eu vă dau sfaturi despre cum să ascundeți cheaturile. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, dați, frate, și voi un like și un subscribe la canal și noi ne vedem data viitoare. Salut!